escaladare pe teren. Din contră, se pare că Rusia continuă consolidarea militară și nu am primit niciun răspuns la documentele noastre scrise, la propuneri pe care le-am trimis Rusiei pe 26 ianuarie, în care precizam subiectele despre care vrem să vorbim și pe care vrem să le discutăm pentru a găsi o cale politică înainte. Vom continua să trimitem un mesaj clar Rusiei că suntem gata să stăm la masă, să negociem, să discutăm cu ei, dar în același timp suntem pregătiți pentru ce este mai rău. Și dacă Rusia din nou invadează Ucraina, atunci va plăti un preț mare și vom continua să expunem acțiunile Rusiei pentru a-i face cât mai greu să facă aceste agresiuni contra Ucrainei, dar sperăm că Rusia se va implica într-un dialog folositor și va alege diplomația în loc de confruntare și suntem gata să stăm jos la masă și să găsim o soluție politică. Rusia a spus din nou că și-a mutat unele forțe. Spuneți că nu credeți. Ați spus că există un optimism prudent pentru calea diplomatică, având în vedere că situația nu se schimbă, mai sunteți așa optimist? De ce aveți acest optimism? Cred că mesajul și semnele pe care le-am primit de la Moscova ieri asigură terenul pentru un optimism prudent, pentru că a fost un mesaj despre diplomație și suntem gata pentru eforturile diplomatice și discuțiile cu Rusia pentru a rezolva criza și am spus acest lucru de mai multe ori și am trimis Rusiei propunerile în scris și așteptăm răspunsul lor, dar în același timp nu am văzut nicio retragere a forțelor rusești și desigur acest lucru contrazice mesajul și eforturile diplomatice, așa că trebuie să rămână de văzut dacă există o retragere a Rusiei. În acest moment suntem într-adevăr foarte aproape. Vedem ce va face Rusia în Ucraina, dar vedem că ei au crescut numărul trupelor și mai multe trupe sunt pe drum, așa că până acum nu vedem de escaladare, dar desigur auzim mesajele privind diplomația și suntem gata să ne așezăm la masa eforturilor diplomatice cu Rusia. La această ministerială ne vom concentra pe situația critică de securitate în Europa, dar vom avea și alte întâlniri, ne vom întâlni cu partenerii noștri din Ucraina și Georgia și din nou vom analiza și vom preciza importanța suveranității tuturor statelor, inclusiv a Ucrainei și Georgiei. Ne vom întâlni cu partenerii noștri apropiați, cu Finlanda, cu Suedia, cu Uniunea Europeană și de asemenea vom avea un panel de lucru al NATO. Domnul Scholz a spus ieri că Ucraina nu va fi membra NATO cât este el în exercițiu și cât timp Putin va fi în exercițiu. Aderarea Ucrainei nu este pe masă pentru ceva vreme. Ucraina va adera în următorii 10 ani. Mesajul meu este că acest lucru îl vor decide cei voi 30 de aliați. Nu decide Rusia cine este membru al NATO sau nu. Este o chestiune de principiu. Toți aliații au spus clar acest lucru și acest lucru este despre respectarea dreptului fiecărei națiuni să-și aleagă calea, fie că dorește să fie parte din NATO, fie că nu vrea să facă parte din NATO. Finlanda și Suedia sunt parteneri apropiați ai NATO, nu au aplicat pentru statutul de membru, dar au spus clar că, desigur,
Acest lucru nu le împiedică să colaboreze cu NATO. Acest lucru este, nu este doar despre Ucraina, ci și despre alte națiuni suverane din Europa, despre principiile și dreptul fiecărei națiuni de a-și alege calea. Aceste principii sunt înscrise în statutul NATO, dar și în acordul de la Helsinki. Fiecare națiune are dreptul să-și aleagă propria cale. Nu aveți dovezi privind retrăgerea Rusiei. Rusia a arătat ieri imagini cu tancuri urcate pe trenuri. Acest lucru nu înseamnă o retragere. Și a doua mea întrebare, mobilizarea rusă la granițele Ucrainei. NATO își consolidează flancul estic. Veți continua acest lucru chiar dacă va exista o deescaladare? Până acum nu am văzut o deescaladare a Rusiei, dar desigur monitorizăm îndeaproape ceea ce fac și urmărim ceea ce fac. Și desigur, dacă încep să-și retragă forțele, atunci vom primi cu plăcere acest lucru, dar rămâne de văzut asta. Ei și-au mutat mereu forțele înainte și înapoi. Vrem să confirmăm o adevărată retragere. A fost un dute vino, dar trendul din ultimele luni a fost o creștere progresivă a capabilităților Rusiei în apropiere de granițele Ucrainei. Așa că Rusia își păstrează acolo capabilitățile pentru o invadare a Ucrainei fără nicio avertizare prealabilă. Sunteți îngrijorat că această abordare diplomatică din partea Rusiei vrea doar să câștige timp? Vedem o prezență militară rusească masivă la granița cu Ucraina, dar vedem și mesaje de la Moscova că ei dau diplomației o șansă, dar noi suntem gata să ne întâlnim cu ei, să vorbim, să găsim o soluție diplomatică, dar suntem pregătiți și pentru ce e mai rău, așa că lucrăm pentru o soluție politică, dar suntem pregătiți și pentru ce e mai rău în cazul în care Rusia invadează din nou Ucraina. To clarify the numbers, because last night President Biden said we're seeing 150,000 troops. Biden a spus aseară că vedem 150,000 de soldați la graniță. Dumneavoastră spuneți 100,000, care cifră este corectă până la urmă? Am discutat despre 100,000 de soldați, dar a fost o creștere progresivă, așa că vedem că acest număr crește și crește și crește și continuă să crească. Așa că eu cred că cel mai important lucru este să monitorizăm îndeaproape ceea ce face Rusia și le cerem să facă ceea ce spun, și anume să deescaladeze situația, să se retragă, să-și retragă forțele. Aceasta ar fi cea mai bună contribuție a lor pentru a reduce tensiunile și să evite orice conflict în Europa. Monitorizăm îndeaproape ceea ce fac și, desigur, am văzut de mai multe ori în ultimele luni că ei se mută cu trupe și cu echipamente grele, apoi retrag trupele, dar echipamentele rămân pe teren, apoi pot aduce foarte repede înapoi aceste trupe și toate capabilitățile, așa că trebuie să vedem o retragere reală a forței de durată, nu doar pur și simplu o mutare de jur împrejur. Sperăm că își vor retrage trupele. Aceasta va fi cea mai bună contribuție a lor la o soluție politică și credem că e loc de optimism prudent. Secretarul general al NATO nu crede în anunțurile făcute ieri și astăzi de Rusia, care a anunțat că își retrage trupele de la granița cu Ucraina. Spune Jens Stoltenberg că sunt doar mișcări temporare de trupe, dar echipamentele rămân pe loc. Vrem să vedem o mutare de durată, nu doar una de jur împrejur.
Secretarul general al NATO a mai spus că în continuare există un optimism prudent pentru rezolvarea acestei crize pe cale diplomatică și spune că oficialii NATO, dar și oficialii europeni sunt dispuși în continuare să stea la masa negocierilor, dar în același timp aliații sunt pregătiți pentru ce este mai rău. Din ceea ce au obținut la nivel de informații atât aliații NATO cât și reprezentanții Statelor Unite, numărul de soldați mobilizați de Rusia la granița cu Ucraina crește progresiv de la peste 100.000 la aproape 150.000 în ultimele zile. De asemenea, Jens Stoltenberg l-a avertizat pe Vladimir Putin că Rusia va plăti un preț mare dacă invadează Ucraina și de asemenea spune că este decizia Ucrainei cu cine vrea să facă alianțe și dacă va cere să fie membru NATO în următorii ani, dar în acest moment această discuție nu este pe masă.